UPL vă recomandă Reliance. Am revenit aici la Agricultura la Raport într-o ediție specială dedicată Zilei Naționale. Doamna Vals, dumneavoastră vă adresați și pieței externe, știam că da. Da, sigur că da. Ne dorim din ce în ce mai mult să penetrăm și piața externă și mai ales acolo unde sunt români, pentru că, așa cum am mai spus și în alte interviuri, e foarte important să ajungem cu produsele românești în toate colțurile lumii unde există români, pentru că ei să nu uite gustul tradițional românesc. Bineînțeles că e foarte important ca și celelalte țări să accepte produsele noastre, dar în primul rând grupul țintă e cel al românilor. În momentul de față exportăm în Italia, în Spania, în Franța, Luxemburg și ne dorim, bineînțeles, să ajungem, avem o discuție și sperăm să încheiem un contract cu Germania și cu celelalte țări. Am participat la diferite târguri internaționale, cu excepția anului acesta, unde, într-adevăr, a fost un an mai dificil pandemic și anul trecut, unde am semnat, într-adevăr, contracte de colaborare. Contează foarte mult și aceste târguri internaționale, pentru că acolo se adună comercianți, investitori din toate colțurile lumii și, în general, de acolo pleacă viitoarele colaborări cu cei din afară. Dar nu ne-am axat numai pe târgurile internaționale, ci am realizat și târguri în țară la noi. Anul acesta chiar am avut în Tulcea, în județul de unde vin, un târg de produse tradiționale. Și am constatat că oamenii sunt foarte aplecați pe produse de calitate. Lucru care i-a surprins și pe ceilalți producători din toate colțurile țării, în condițiile în care era o coadă permanentă la standurile unde existau produse tradiționale, că vorbim de brânzeturi, de cofetărie, că era plăcinta dobrogeană, salamuri, cârnați, ele au fost foarte apreciate. Am avut și sprijinul Consiliului Județean. Pe măsura 350 am făcut un proiect unde am asigurat tuturor participanților cazare, masă, vitrine, corturi frumos amenajate, program artistic pe 3 zile, lucru care a dat o însemnătate deosebită acestui târg pe care dorim să-l facem în fiecare an. Surpriza a fost când noi avem unul din punctele de desfacere la câțiva metri de acel târg. Toată lumea s-a năvălit să cumpere plăcinta dobrogeană întrebându-ne de unde. De-aia spun că la târguri oamenii se adună, mai ales atunci când există o atmosferă plăcută cu momente artistice, ei vin și socializează. Da, din păcate târgurile astea în România au cam lipsit în ultima vreme, trebuie să recunoaștem. Da, sau noi au fost organizate într-un număr destul de limitat. Asta e și vina multora că n-au avut acel probabil certificat că și verde la, la nivel de asociații, cooperative, federații, ar trebui o strânsă colaborare, pentru că fiecare producător din zona lui, ocupându-se să organizeze un asemenea târg, probabil că în toată țara va lua o amploare, iar oamenii vor găsi aceste produse sănătoase peste tot. Apropo de plăcinta dobrogeană, Nicu, te auzeam de telemea și chiar mi-a venit o idee acum ce ar fi să facem plăcinta dobrogeană pe schemă de calitate europeană IGP cu telemea de Ibănești, tot certificată. Sunt de acord, batem palma. Batem palma. Aici, știu că acest și poate data viitoare vom merge împreună în Dubai să-l încântăm pe Sheikh și cu plăcinta dobrogeană. Bun, ne luați și pe noi în cazul ăsta, dacă sigur că tot da. Ați pus bazele colaborării aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. Domnul Donici, dumneavoastră vă adresați și pieței externe? Ne adresăm, adică o să ne adresăm. Nu, noi chiar de la început am avut... De la început am luat în calcul că noi am început cu specialități din lapte de capră.
Apoi am fost atenți și la ce doreau consumatorii și am făcut brânzeturi. Chiar la început pe brânzeturi ne-am axat și chiar în primul an, înainte să intrăm în retail la noi în țară, am fost în Germania la Săptămâna Verde. Acolo l-am cunoscut și pe Nicu. Va trebui să vă întâlniți în Germania. Da, am participat la Săptămâna Verde. Da, și chiar ați făcut treabă bună, faceți mereu treabă bună în afară și asta e super pentru toată lumea. Pentru noi, fiind la început, n-a fost o experiență foarte fericită, dar a fost o experiență, în schimb, de învățare. Și ne-am dat seama că avem nevoie de foarte multe lucruri ca să putem vinde în afară, nu doar către piața etnică. Că, ok, e un început, poți să te adresezi pieței etnice, adică de diasporă, că în general magazinele acestea intră, este europenii care sunt obișnuiți cu gusturile din zona noastră și mai puțin localnici. Ideea e că noi putem mai mult de atât. Produsele acestea au un gust care nu se mai găsește în supermarketurile și în retailul modern, nici în afară. Asta e potențialul pe care îl văd eu. Aici ar trebui să... Că nu putem fi niciodată competitivi la prețuri. Un produs 100% natural nu are cum să coste la fel ca unul procesat industrial, milioane de litri de roboți și fără gust, cu lapte sterilizat. Dar noi avem ceva care ei nu mai au. Această autenticitate a produsului, a gustului, care oricum se mai găsește, să zicem, în zonele rurale, unde sunt mici producători. De fapt, noi de acolo ne-am și inspirat, din mici producători din Spania și sudul Franței. Dar ideea e că aici putem face mai mult. Da, sunt convins că cei care au înțeles că sănătatea ar trebui să fie pe primul plan, se uită și la etichetă, aleg cu mare grijă produsele din magazine, pentru că știți cum e, denumirile sunt oarecum asemănătoare, numai că diferența vine din ceea ce pui în produs și de felul în care ai grijă față de consumator. Aș vrea să vă prezint un alt producător român, un producător de vinuri ecologice. Să știți că am fost la dumnealui în fermă, am stat de vorbă, ne-a povestit, ne-a explicat și o să vedeți că România se poate mândri și la acest capitol cu oameni deosebiți și cu produse recunoscute la nivel internațional. E vorba de domnul Florin Mocanu, care administrează ferma Măgureni. Haideți să vedem materialul și apoi ne reîntoarcem aici în studio. Domnul Mocanu, bine ne-am regăsit aici la dumneavoastră în magazin. E un concept nou pe care l-ați abordat. Despre ce e vorba? Este un concept nou de prezentare a vinurilor. Am vrut ca să deschidem un magazin de vinuri în Drăgășani, un vin care să ne reprezinte, un magazin care să ne reprezinte. Și am vrut ca să primim clienți la un pahar, ca să poată să deguste clienții orice vin dorește de la noi din magazin. Este un nou concept, un wine bar, să zic așa, în care clientul poate ca să vină și să deguste vinurile noastre și dacă îi place, atunci o să plece cu el acasă. Urmează sărbătorile de iarnă, românii consumă vin în perioada asta și nu numai în perioada asta. Ce le recomandați celor care vor să se aprovizioneze pentru sărbători cu vinuri bune, cu vinuri de calitate? Pentru că ar fi și păcat să nu aleagă produsele românești, cu atât mai mult cu cât vreau să vă felicit și în fața publicului prezent. Ați reușit să obțineți un premiu extrem de important pentru sectorul pe care dumneavoastră îl reprezentați la o competiție foarte, foarte importantă din Canada. Despre ce e vorba? Sunt mândru, ca să vă spun, că unul dintre vinurile noastre, este vorba de Crâmpoșia din 2018, a trecut oceanul în Canada
și la concursul mondial de vinuri din Canada a obținut medalia de aur. Deci crâmpoșia noastră, soiul dacic, a reușit într-o competiție cu multe, multe alte vinuri ca să câștige medalia de aur. E o perioadă importantă, așa cum spuneam, vin sărbătorile și românii aleg produsele dumneavoastră, produsele de calitate. De ce ar mai trebui să ținem cont atunci când alegem un vin? Pentru că aici unde noi filmăm în momentul ăsta, există și posibilitatea ca cei care vin să-și selecteze un vin să-l și deguste. În primul rând, de Ziua Națională a Românilor, fiindcă este Ziua Națională a noastră, a tuturor românilor, recomand un vin românesc. Să sărbătorim Ziua Națională cu un vin românesc. Și fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, vinurile trebuie alese în funcție de mâncarea care o să o pregătim pentru sărbători. Aveți la noi aici, puteți să găsiți pentru toate tipurile de mâncare vinuri, avem vinuri seci, vinuri demiseci, avem vinuri aromate, avem vinuri roșii, vinuri albe, vinuri roze. Vă invit ca să ne treceți pragul când aveți drum prin Drăgășani. Suntem chiar la drumul național, suntem la stradă, să opriți și să degustați un vin românesc, un vin ecologic, un vin bio, pur, un vin care este foarte sănătos și să închinați un pahar de vin românesc sărbătorind românește. Domnul Mocanu, încă o dată vă mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră. Vă urez sărbători cu bine, cu liniște, cu pace, cu bucurie și să ne vedem sănătoși și în 2022. Sărbători cu sănătate. Doamne ajută, sănătate. Sănătate. Am revenit aici în studio. Ați văzut și vinurile noastre medaliate la diferite competiții internaționale. Revenind la calitate, spuneam despre produsele astea cerute, apreciate de către români, de peste tot, românii din țară, românii din străinătate, dar ce e de remarcat e faptul că, așa cum spunea și domnul Mocanu, a participat cu vinurile Lacrimi de Lună la o competiție din Canada, de unde s-a întors cu premiul cel mare, cu locul întâi. Cred că nu-i puțin lucru să ai parte de o astfel de distinție într-o competiție internațională cu producători din toată lumea. Asta înseamnă că avem potențial. De fiecare dată ne-am mândrit cu acest potențial, numai că când a fost vorba de valorificat, aici am șchiopătat. Da, pentru că știm foarte bine că un produs bun de calitate nu poate avea un preț foarte mic. Și atunci ne lovim de puterea de cumpărare, de fapt, a românului. Și mai ales de informarea lui. Pentru că, așa cum spuneați, e foarte important să ne uităm pe etichetă, să vedem ce conține fiecare produs. Probabil că ar trebui din școlile primare, cumva copiii să fie informați, să aibă acces mai mult la aceste informații de cum să ne alimentăm, poate în niște cursuri de nutriție, ceva de genul acesta, care pe copil, de când pleacă de acasă, să aibă cum să afle. Că degeaba la 30 de ani, când tehnologia, ați văzut foarte bine, toată lumea pe internet, dar nici cum să ne interesăm de ce un produs este scump. Mă uitam și discutam cu Nicu mai devreme legat de plăcinta dobrogeană. Vă dau un exemplu, da? Plăcinta dobrogeană are un preț. 70% din acest produs este brânză, este telemea din lapte, nu din altceva.
și mă lovesc pe piață, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că prețurile sunt mai mari, sau, mă rog, nu reușim să vindem cât ne-am dori, pentru că pe piață există produse din import, aceeași plăcintă cu brânză denumită, unde o găsim la, nici nu vreau să spun prețul, foarte jos. Adică prețul pe kilogramul de brânză, probabil că cel mai ieftin e undeva la 18, 19, eu știu, 20, și plăcinta ajunge la 12 lei pe kilogram într-un supermarket. Cum putem avea încredere că acel produs... Dumneavoastră știți și răspunsul. Haideți să... Eu știu răspunsul, pentru că acea brânză așa nu este făcută din lapte. De fapt, nu e brânză. Nu este brânză. Este o pastă făcută din ulei de palmier, margarină și alte materii prime. Da, da, vedeți că cei care consumă de multe ori nu sunt instruiți în sensul ăsta, n-au toate cunoștințele astea și pică poate în această capcană a etichetelor care, din punctul meu de vedere, sunt mincinoase. Avem atâtea denumiri, lapte de palmier, lapte de cocos, lapte de nu știu mai ce. Haideți să spunem că, până la urmă, laptele ăsta nu poate fi nici de cocos, nici de palmier. Noi când ne-am născut și când... Scuzați, eu când am învățat în școală, în liceu, la veterinară, da? Și la USAMV, când am terminat școală, facultatea, am învățat că laptele este dat de un manifer, niciodată de o plantă. Laptele este dat de un manifer. Hai să nu mai punem denumirea asta, hai să scoatem o lege, da, pe plan mondial. Da, există și o lege, zicem, mi se pare, în care nu avem lichid voie de, să folosim zeamă. Zeamă de coco, zeamă de da, nu știu ce. Dar până să ajungă la urechile consumatorului, vă dați seama că ne lovim de această problemă. Păi da, dar trebuie să punctăm din ce în ce mai des, pentru că oamenii își vor pune problema în felul următor. Vor spune, băi, ia uite ce lacom e producătorul român, cât vrea el pe un litru de lapte, și cu cât mi-l vinde ăsta din nu știu ce țară. El trebuie să înțeleagă că ce consumă de acolo nu e neapărat lapte. E fals. Bine, stă la îndemâna fiecăruia. Este lapte steril. Asta e problema. Deci noi ne-am lovit și personal de o situație. Băiețelul nostru este alergic la proteina laptului de vacă. Da. Bine, noi am început cu capra, acum avem mai mult vacă, dar el a început să consume produsele din lapte de capră, dar tot căutând soluții la problema lui, am discutat cu diversi medici, am ajuns peste tot, și în Germania, și tot la niște români, apropo, da, de medici de acolo, și fără să știe ce facem și cu ce ne ocupăm, ne-a spus așa, că am întrebat care-i problema, de ce se întâmplă asta, de ce e alergic și nu poate să consume. Și l-am răspuns că alimentele ultraprocesate sunt principala cauza apariției acestor alergii și intoleranțe. Nu neapărat la generația nouă, că noi de zeci de ani consumăm aceste produse, odată cu industrializarea masivă. Vorbim de ultrapasteurizare, de omogenizare în cazul laptelui, de toate procesele care îl fac să fie mai ușor de prelucrat și să reziste mai mult pe raft. De ce n-am rezistat în Italia? Că am vândut vreo două luni, se dublau comenzile, am trimis vreo 3-4 transporturi, acum vreo 4 ani. Și la un moment dat a zis că nu mai ne comandă, că are o mare problemă cu termenul de valabilitate. Pentru că era un termen mult. Da, pentru că noi trebuia să le trimitem într-un depozit în București, să facă un grupaj cu mai multe mărfuri, ca să fie și pentru ei rentabil, că oricum ajunge destul de mult, și se pierdea o săptămână din termen doar pe depozit. Ruta asta, da. Pe tir, că face vreo 3-4 zile. Deci jumătate din termen, cel puțin, se pierdea pe logistică. Atunci, da, am renunțat, că n-avea rost. Odată cu noua fabrică ne dorim să revenim la acele specialități de brânzeturi, de data aceasta, care au termen mai mare, adică putem prin maturare poți să te duci, adică oricum maturarea se face și 6 luni și un an, când nu mai e o problemă de termen. Dar trebuie să ajungem să facem acele rețete care să fie originale pentru a nu ne compara cu nimic ce se găsește acolo, sau poate să ne comparăm cu specialitățile lor.
că și noi suntem în stare să facem, adică nu văd nimic, nu vreau să ne limităm, să trebuie să gândim mult mai, nu știu, mai sus, să țintim mai sus. Diferența o face marketingul, să știți, adică de asta nu aleg românii sau nu aleg produsele autentice, pentru că ele... Adică sunt foarte, poate că sunt foarte bune, dacă să ajungă la consumatori să le descopere. Adică noi am trebuie învățat promovate asta, trebuie să promovate, sigur, trebuie să porniți de la ambalaj, de la etichetă, de la promovare, de la trebuie să luptăm cu... Da, are producătorul român cultura asta, știe să facă marketing, a învățat ce-i drept în păinii, da, învățat, da, față de străini învățăm. Care deja au experiență chestea de zeci de ani. Trebuie să ai și bugetul alocat pentru a face așa ceva. Vorbim de situația asta actuală, e destul de greu. Dar, în general, cred că fiecare firmă care a ajuns la un anumit nivel își permite să facă marketing, proiecte de promovare. Noi, în momentul de față, de exemplu, avem două proiecte pe lanț scurt alimentar care sunt axate pe promovare. Bineînțeles și achiziții de utilaje, dar promovare. Parteneriate între producător, producătorul legumic, de legume, de fructe, procesator, un vânzător și noi am ales să facem vorbiți și cu școlile. 16.4, 16.4, 16.4. De euro, da, nu? Acum da, 250.000. Aveți obligativitatea ca o parte din acest proiect să meargă către promovare, către marketing. Da. Am mai avut două, pe care unul l-am finalizat, unul îl încheiem acum tot pe 16.4 pe promovare și am ales, v-am spus, producător, noi procesatori, vânzător și o instituție de învățământ, școli, așa, unde noi, prin spoturile, filmele de prezentare, informare, mergem cu acel partener, școală, liceu, de a face promovare. Vreau să mă laud și eu aici un pic și să știți că nu fac gratuit, poate datorită agriculturii la raport s-a prelungit termenul ăsta de depunere a proiectelor. Da. Până la finele anului 2021, când l-am avut invitat secretarul de stat, da, Marius Micu, și i-am propus lucrul ăsta, iar dumnealui a acceptat. Erau prea puține proiecte depuse când am discutat cu dumnealui, cred că erau maxim 7, dacă nu greșesc. Chiar foarte puține, iar termenul era 26, nu reușeam, v-am spus că noi scriem acum aceste proiecte, nu reușeam să ne încadrăm, pentru că trebuie să așteptăm oferte de la producători, vrem să ne mai dezvoltăm, să ne luăm alte linii. Plus că e foarte greu, așa cum spuneam, și cu asocierile. În momentul în care e greu să găsești un legumicultor să accepte să asocieze cu tine într-un proiect, e muncă de lămurire, nu poți peste noapte, într-o lună, două, să pregătești un proiect. Dar plecasem de la ideea de promovare, de am ales în aceste parteneriate să ne luăm licee pentru tocmai pentru a reuși să facem promovare. Am mai avut un alt proiect tot cu liceele în care informam despre, bineînțeles, interesul era clar să ne promovăm și produsele și calitatea acestor produse prin citirea unui etichetei, prin informare corectă. Vreau să vă spun că dacă la început 40 de copii dintr-o clasă, de clasa 11, erau foarte agitați și reticenți, ce-or mai fi venit și ăștia să facă aici, cred că în primele 10 minute e foarte important și cum faci promovarea, cum îi aduci acolo, prin să le pui pe masă exact cum ai ajuns tu, cum ai creat, și spiritul de antreprenor trebuie să vorbească acolo, pentru că ei sunt destul de interesați pe viitor ce vor face. Și atunci și o iei pas cu pas, le-am povestit de etichetă, de produse, de calitate. La final, nu aveam mape de ajuns, pentru că știam că-s doar 30, să le dăm fiecăruia. Numai că a venit această pandemie și cumva ne-a oprit, dar și aceste proiecte în cadrul școlilor și a liceelor sunt foarte importante. Așa bun, cum vă să știți că pe noi nu ne oprește pandemia în momentul ăsta, ne oprește calupul de publicitate. Luăm pauză și ne reîntoarcem. Da. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Coppert și Agritechno.